Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați venit la un nou video din Hearthstone Heroes of Warcraft. Oameni buni, astăzi ne întoarcem iarăși la un pachet de druid, pentru că am zis, băi, vreau să încerc un warlock, un priest sau ceva și uite că m-am uitat pe stream-ul tăi și am văzut pachetul ăsta. Am zis, băi, hai să-i dau o șansă, să văd care manevra și am ajuns să mă distrez cu el, deși are niște chestii destul de tricky. O să vezi pachetul oricum aici și o să ne întoarcem la final de video să vi-l arăt iarăși. Nu primim că o să câștig cu el, are niște mecanici, să zic așa, între ghilimele, mecanici pe care trebuie să le respectăm într-un fel sau altul și nu sunt așa de ușor de respectat, adică trebuie mereu să te asiguri că ai un Charge Devil Sword pachet, ceea ce e oribil, pentru că nu ai cum să controlezi treaba asta și să ai noroc să spici un Silver Vanguard și să-l poți folosi pentru treaba aia, pentru a-l sumona pe gratis și apoi să folosim cube-ul de a avea mai mulți Devil Sword la greu. Deci pe scurt, ăsta-l scoatem, ăsta-l las pentru că mă ajută foarte mult, plus că Norishul vreau pentru a pompa mana la greu. Asta e o chestie tare. Ok, avem rogue acum. Oh my god, Baku rogue. Și ăsta e un rogue pe care vreau să mi-l fac. Văd că e destul de o penis. Nu dau încă coin, nu e nevoie să mă grăbesc cu niște spelluri. E agro, se parte nașpa, e agro. Aaaa. A venit ăsta prea târziu. Dacă vine, a venit prea devreme. Data viitoare poți dau ăsta plus un ăsta dacă mai scoate ceva enervant. Wow. Ok. Mati s-a upgradez ăsta acum. Fara. Îmi place că am răspuns pentru orice mare parte, deci bine, 4 mana direct, o să sărim la 6. Data viitoare, deci o să fie o treabă. Ok. This will be good. Mai multă mana, 6 mana, o să pompez direct la 90, cât o fi. Ca să pot folosi cărți mari. Ideea e că încerc să faci ramp up, sau folosești UI-ul repede și după aia să-ți mai pese nimica. Și asta o să încerc eu să fac acum. Să am 6 mana. O să iau niște damage și trebuie, dar de-aia e bine că avem... Ah, ok, Jasper. Trei mana acum. Nu e așa worth it să dau asta. Adică primez puțin armură, așa că pur și simplu pot să dau asta și aia e. Dar oricum îmi dă cât? Îmi dă 5. Nu, îmi dă... Da, îmi dă 6. 6 damage. Flappy Bird, uite, Flappy Bird ar trebui să-l scoatem din poveste. Deci e mega agro și enervant ăsta. Înțeles. Dar trebuie să fac și pachetul ăsta, nu pare fi scump. Bacul am. Na, easy. Putea să funcționăm pe asta. Acum așa ne upgradăm pe aici. Un swipe e într-un fel ok acum, dar parcă... Nature ala e să-l fac să tragă cărți. Scăpă de down pe ăsta. Ia cărți, băiatul meu, nu știu ce să zic. Păi avem UI și tragem cărți la greu. Și n-avem stres. Asta e un fel de big druid, doar că nu ai Yasherai și alte drăcii. Și e cam greu să fie big druid acum. Oh, fuck, iarăși. Bine, avem Ultimate Infestation pe treaba aia. Ar vrea să ajung să o dau așa, să zicem. Au. Nu mai bine atacai și după aia dădeai re-dagger. Omul ăsta e turbat. Ok, am înțeles. Și asta o manevră. Mai bine așa. Ok, e bine. Oh, superb, superb, superb. Aaaa, oh, s-a dus efectul de Vanguard. Aia e. E doar o carte din 30.
care se simte acum nașpa. E bine, o să dăm Oaken Summons clar data viitoare. Oaken Summon plus ăsta o să fie super plus 3 și o să fim ok. Aș putea să dau Chash Devil Soul deodată ce am și ăsta, dar... Depinde. Așa zic și eu, I wonder. Așa să-l milui dacă nu joacă prea multe cărți. Atât de multe posibilități. Țin că cam am Devil Soul în mână. Acum clar nu mai am altă bestie ca să am probleme. Oh, charge! Uite de cineva... Cineva băga niște boașe acolo. De ce dai dagger? Nu înțeleg! I don't understand! De ce face ceea ce face? Asta zice, e bine. Ok. Atunci, ce mai bine e. Stancăm armură. More armor! Mai multă armură! Dacă nu înțeleg acum cu ce arte să mă grăbesc, să mă grăbesc să mă țin pe mine cu protecție sau să mă grăbesc să trântesc ăștia pentru a face mai multe, dar cumva încerc să ții și acel cube, să știi că ai cube-ul în mână. Are ceva, away removal? Pompează damage, asta văd că face mare. Mă și întrebam cum are de gând să scape de toți. Era o treabă. Mental, mental iarăși, elemental iarăși. Semi ok. The light protects me. This will be good. Perfect. Acum se întreabă ce ar trebui să facă, să dea cu capul de el sau să nu dea capul de el. Pentru că dacă nu-și bufează un minion de ăsta, probabil trebuie joacă... Oh, dă cu capul de el, am înțeles. Cold blood. I see. Naruhodo. Trebuie să-mi aleg o țintă bună de swipe. Double the swipe, double the fun, nu prea. Adică double swipe ar fi mult prea hardcore. Adică mai degrabă mi-au eu damage în cap. Și dau... This will be good. Dau un swipe. Witch hour. Și dăm keep. Easy. Oh, avem letală. Oh my god, aveam letală, gata, m-am prins, nu mai cutează. Shit, mă gândeam la cum să scap de chestia, dar mă gândit cât de mult damage puteam să pompez pe el. Ba nu, n-aveam. 3, ba da, aveam. Ba nu, n-aveam. Stai. 7, deci s-a rămas cu 5. Am dat un swipe. Nu știu, am dat swipe. Am dat swipe și atac, da. Aveam. E ok, ok, încă avem, boys, încă avem. Nu, eram cu totul mintea în altă parte, m-am spus iarăși problema mea, dar măcar mi-am dat seama acum, știi că altfel aș fi probabil și căutat alte treburi, dar e ok. Plus că mai gândeam și la acel combo cum să-l facem, știi? Măcar v-am arătat care e manevra cu ăsta. Da, folosind de cube și David Sword, măcar am știa. Măcar ne-am dat seama de greșelile în catura trecută în care efectiv am consumat 3 căs pentru să o creatură pe care puteam să o distrug cu o singură carte, dar... Bobiță lovește din nou. Trebuie să-mi fac un ăla, un tricou, Miss Little. Bobiță, a.k.a. numitul cel care ratează letala. Oh my god, e Kingpin. Cine e ăsta? Asta am s-o țin, dar pe ăștia doi am să-i scot. Mamă, Magi și șamanii sunt cei mai nașpa împotriva mea, pentru că îmi pot da polymorfurile alea. Dând un polymorf, obțin o altă bestie, dai witching hour peste cap și o să te întreb după aia de ce scoți și astea oi și broaște în loc de ce vrei tu exact. Aaa, și s-a dus Vanguard-ul. Hai mă mie. Mamă, ce mână oribilă. Dacă o să câștig, o să fie un miracol. Wow. Direct, fără niciun pic de jenă, băiatul meu, aici de față, dă graful față.
Așa că nu prinzi... Bine, n-am mai prins acum de ramp acum, deci o să dureze puțin. O să dureze puțin mai mult până când ajungem unde vrem noi. Ok. Și față de 3 mana așa important. Spell? Un secret. Secrete? Cea mai probabil știu ce secret e. A.K.A. runa aia vieții. Bine că nu prea sumonesc chestii, ce-i drept. Dă 6 damage din mizeria aia, nu vine să cred. 6 fucking damage. Bine, nu se aplică pe recruturi, dar pe partea bună. S-ar putea să fie și ăsta, cum spune. Probabil o să regrete acum că a dat, da? Asta e un bait, asta era un bait bun pentru arcane-ul ăla. Pentru fire-ul ăla. N-am un fireball? Oare de un fireball întreg. Măcar avem un witching, să am grijă cu spell-urile. Va trebui să dau ceva de care nu-mi pasă. Rati o carte decentă pentru ceva ce nu-mi pasă. Oh, nu e confus, bă. Înțeles. Ok, nici. Deci e probabil Mirror Entity and stuff, am înțeles. Mirror Entity, Frozen, Clownish și cea mai probabil runa. Ok, nu trebuie două cărți. Te rog, bombardea asta de cărți, nu mă deranjează. Trebuie să încerc să fac rost de mana aia, cretin, odată. Și chiar, ok, stai puțin, dacă o să fie, trebuie să am grijă la aia cu mizeria aia. E o carte mică și enervantă. Adică asta pot să-l sumonez, că nu e nicio problemă. Pot să-l distrug. Draw card. Perfect. Și... hai să nu fim lacom. Adică am să-l sumonez ăsta clar. Doar pentru a da dodge la o tonă de mizerii. Că dacă e clone e bine. Și dacă e rună iarăși foarte bine, pentru că nu pierd anumite chestii. So that's a good thing. Ok, frost. Potrivă cu asta. Acum vreau să dau trigger la secretele ca să mă simt mai bine. Adică și asta e o chestie bună. Dacă pică pică nări și iarăși manevră. Ok. Mai ai ceva de făcut, domnule Mage? Pare. No walls can hold me. Yep, eram sigur. Mirror Entity. Ia mizeria aia dacă aici face cu ea. Și runa. Eram sigur. Băi, înțeles, știu. Vanse că știu. Că știu ce are băiatul meu acolo. Da, have fun de 3-3-ul tău obosit. Care nu te bate așa cu nimic aia. Puzea care nu știu acum vreo mizerie de 8 mana care ne bate sau ceva. Nu știu ce ar putea avea mage-ul de 8 mana. What? A dat Blizzard pentru milion? Cine asta? Oh shit. Fuck, chiar am mai scos ceva. Da, e senzațional asta. Ok, am o soluție. Dar o să fie oribilă soluția asta mea. Ok, nu ceea ce credeam, ok. That's great. Nu are rost să-i dau cărți. Deci e ceva legat de spell-uri. Deci va trebui să dăm probabil un spell ca să ne asigurăm că e ok. Bine. Stachează tu armura acolo că o să fie repede. Să sacrifice. Ok. Ori sacrifică un de ăla de 1-2, ori sacrifică treaba acolo. Deci clar trebuie să joc Naturalize, Witch Hour, Cube. Pentru a mă asigura că nu am de pierdut. Am să dau Naturalize în caz de orice, doar să sperăm că e ceea ce cred eu că e. Că altfel nu vreau să încerc.
Adică vreau să dau dodge la treaba asta. Deci, neutralize, mersi. Pic. La tine. Cu pic dulche. Și așa n-a tras el cărți, eu am scăpat de un secret al lui și easy. Vreau să vedem cum putem băga damage în curul lui. Pentru că el joacă pe spell-uri mari doar ca să-și creeze armura aia. Acum e la gen, wait, what? Ok, a venit Frozen Jaina. Trebuie să scăpăm de mizerile ei. Mizerile ei au lifesteal acum? Oh, merge pe face. Drăguț. Ce nu știa aia că mai am un Devil Sword-o. Acum nu știu cum să dau. Și asta e treaba. Și chiar vreau să scap de ala. Chit că o heal-ui sau ceva nu-i bai. Lucrează cu câte o carte acum. Asta e problema ei, că lucrează cu câte o carte acum. Bine, câte două. Mai are câte o carte, că am așa o carte două, știi, deci trebuie să-și aleagă într-un fel ce face. Știți, mă asigur că nu las nimic cu unul HP. Ok, mai zice spell-uri. Am înțeles. Nu-mi da ceva. Ok, super. La ce care rămâne pur soluții aici. Ok. Eu leacă gen, ce mai are acolo? We have many secrets. Am înțeles. Poate nu runda asta, runda următoare, boss. Așa. Oh. Ah, ok, mi s-a cam dus ochi în summon-ul. Hai să vedem cum putem calcula treaba asta faină. Dăm taunt și tragem cărți. Sunt la un plan. Taunt-ul, știu, ia să tragem cărți. Swipe-ul e o treabă. Swipe-ul clar e treabă. Swipe this, kill. Ah, n-am destul. Nu merge așa bine. Și tot mai trebuie unul damage undeva pentru. Bine, acum poate să-și creezi un element de la de căcat. Ok. No, n-a dat unde trebuie, pișam așa, e ok. De dădea de două ori în ăla, era super. Stai, nu știi acum cum vrea să o dea. Bine, și-a creat încă un element, mare brânză. Element pe care îl putem distruge oricum. Am înțeles. Ia, și te-a dat două cărți. Nu e neapărat așa nevoie. Deci. Oh, n-am armură, nu știu. Eram, de ce nu pot ataca cu ăla? Hai să dăm armură, pentru că nu vreau să dau UI acum. What if? Ok. Mai bine așa. Mult mai bine așa, fără să creăm o dramă. Dacă vine și al doilea cub, m-am scos. Dar nu joc ăsta până nu am al doilea cub în mână. Clar. Asta să fie clar. Nope. Am numai spell-uri mari acum, în afară de un wild growth, am numai spell-uri mari. Treaba n-arată foarte bridge. Să zicem așa. Oh, clar nu. Clar nu. Dacă vine cubul celălalt. Scură să-și aleacă. Oh, ai o carte.
Mai e clar o card. Ambrosia. Cum am spus, nu joc ăsta, pe numai să iau cu mai unul, nu știu niciodată ce poate să fie, să-ți fac un mage. Deși când o să am letal, aveam letal? Nu aveam letal. Încep să-mi pun întrebări, turul următoare am letal dacă e. Indiferent cum dădeam. E încă un secret. Cum depinde ce secret e? Aia a fost. Nice, am prins două meciuri destul de bune cu pachetul ăsta. Trebuie luat o leacă în cer, nu vă grăbiți cu mișcările așa cum fac eu din când în când. Și să... Ați văzut, dacă vă grăbiți ajungeți să ratați acele letale and shit. De obicei când filmez încerc să mă grăbesc ca să intru într-un timp de video destul de decent ca să vă plictisiți. Dar după cum observați, am reușit să câștigăm două meciuri. Deci pachetul ăsta e cât de cât solid, nu pot zic că e nașpa și își face treaba. Așa că oameni buni, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să lăsați like, subscribe, share și comment. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!